Vlade, Vlade. Da, Kristi. Scrii scenariu. Da, Kristi. Spui minciuni. Nu, Kristi. Ia da mă să vă... Salut, eu sunt Vlad și acum două zile am făcut 4 ani de YouTube. Acest canal a fost creat de mine. Într-adevăr, acest canal a fost creat pe 12 septembrie, dar imediat pe 13, deci cu o zi după, am postat primul meu vlog. Deci de asta sărbătorim 13 septembrie ca ziua canalului. Sincer, în ultima perioadă nici măcar nu am mai postat, nu am mai stat deloc pe YouTube. Până pe la mijlocul zilei, mă rog, vreo 5 după amiaza, de-abia atunci am observat că am făcut 4 ani de YouTube. Pentru că postase un fanpage pe Instagram la mulți ani și eram wow, chiar am făcut 4 ani. Nu-mi vine să cred că au trecut 4 ani de când mi-am făcut primul meu vlog, adică... Salutări și bun venit în primul meu episod de pe acest canal. It was a long journey și acum am 1.2 milioane subscriberi, e too much, nu aș fi putut cerut pentru mai mult. Într-adevăr, filmează, nu? Într-adevăr, visul meu a fost să ating suma de 1 milion de abonați și după ce am atins-o, parcă n-am știut unde să merg mai departe, nu am avut alt scop, pur și simplu am simțit că am atins ceea ce mi-am dorit, dar sunt conștient că nu mă pot opri aici, trebuie să aim for something else. Eu n-am atins încă nimic, eu vreau să fiu number one, number two. No number two, only number one. Deci țin să vă mulțumesc enorm pentru că m-ați susținut în acești 4 ani. Pentru că puteam să nu fiu susținut și să mă las de la hate, spre exemplu. Dar bine, asta contează și de om. Chiar de când am lipsit, ce s-a mai întâmplat? Au postat goganii, sunt bifuri, sunt azi, se învârte totul. E prea, prea complicat. Urmează foarte mult content, oameni buni, și reacții. Și cred că o să stau numai aici în cameră și o să reacționez pentru voi. Eu o să fiu voi și voi o să fiți eu. M-am întors în forță, cu motivație. Chiar dacă scopurile mele sunt altele, cum ar fi să fac YouTube în afară, cred că ăsta este următorul meu scop. Stai, mă. Pentru că sunteți niște fani incredibili, știu că m-ați susține în orice mi-aș propune. Cu ocazia că am făcut 4 ani, câțiva prieteni youtuberi și artiști mi-au trimis un mic la mulți ani, deci le mulțumesc foarte mult pentru asta și acum o să-i dau drumul la acest montaj micuț. Efectiv, mă întrerup cu orice notificări, vocea ta, nu mai pot, frate, să filmez. La mulți ani pentru 4 ani de vlog, Duțu, te pup! Hey, yo, Vlad, felicitări pentru 4 ani de YouTube! Îți mulțumim mult de tot că ne inspiri în fiecare zi. Keep up the good work și continuă să ne inspiri. Te pup! La mulți ani, Luțul, pentru 4 ani pe YouTube, felicitări pentru tot ce ai construit până acum și poate te lași vreodată de YouTube, că jur că strâng oameni și intru peste tine ca să și... Te pun forțat să filmezi, man, nu există, nu te lăsa niciodată de YouTube, felicitări, man, în continuare, încă atâția. Încă triplu. 4 ani, a? Mulți înainte, măi, Vlad, mă. Îți fac video ăsta special să mă bagi în vlog. Și să-mi pui acolo, să zici cine sunt și să mă lauzi, că sunt o fată foarte drăguță. Da, da. Că ești foarte talentat și pentru că ești un copil. Ok, bine, un adolescent minunat. Și te apreciez și te pup. Vlad, te felicit din Londra pentru cei 4 ani de YouTube și la câte mulți ani, te pup. Felicitări, Muntene! Dragă, nu. Băi, Vlad, felicitări pentru 4 ani de YouTube. Sper să nu te lași să continui să faci vlogurile tare minunate în continuare și, na, ne vedem la anul la 5 ani de YouTube, probabil, și cu un milion de subscriberi. Baftă, nu știu, dai și tu cadru pe cea. Apropo, pentru toată lumea, să știți că el m-a pus să fac video-ul ăsta. Follow pe Instagram la Andrei Zbăr, pam, pam. Felicitări, Vlad Munteanu, pentru 4 ani de YouTube. Ești cel mai tare. Ia uite, și Nosfe vrea să zică felicitări. Vlad, felicitări pentru cariera ta de 4 ani de YouTube. Ține tot așa și Freșul te pupă și turează la mulți ani. Yo, la mulți ani, Vlad Munteanu, pentru 4 ani de YouTube. Rămâi la fel de tare cum ești, pentru că ești foarte tare și postează mai des, foarte important. Măi, 4 ani de vlog. Auzi, mă, Eva, mă, 4 ani de vlog. Spune hello lui Vlad. Așa. Felicitări, Vlad, cu siguranță au fost niște ani grei, dar frumoși. Cu siguranță urmează și alții la fel. Te salutăm, Constanța Power. La mulți ani, Vlad, pentru 4 ani de YouTube. Gang, 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 holala, gang shit.
Salut, bro, vreau să spun la mulți ani pentru cei 4 ani de YouTube. Succes în continuare, ține-te de treabă așa cum ai făcut-o până acum. Doar prin muncă poți ajunge până aici. Cine zice că este ușor se înșeală. Ai grijă de tine și sper să ne vedem la petrecerea de 2 milioane de abonați. La mulți, mulți ani, măi Vlad, eu acum tocmai mă mut cu casa și tu tocmai ai făcut 4 ani de când îți faci tocmai, așa că te felicit și îți urez 1000 de ani pe YouTube și mă rog, succes, nu cred că mai ai nevoie. Felicitări pentru cei 4 ani de YouTube, Vlad, la cât mai mulți și la mulți ani. Sper să ajung și eu la un moment dat în viața mea la această performanță și let's get old together on YouTube. Ei, Vlad Munteanu, tocmai ai făcut 4 ani de YouTube, felicitări, îți doresc numai succes și numai reușite și 1 miliard de subscriber pe YouTube. Te pup, fratele Teolino. Yo, te pup, frate Vlad, felicitări pentru cei 4 ani de pe YouTube, frate, respect pentru toată lumea care a dat acolo un subscribe și respect tuturor celor care o să se aboneze, nu? Pup, fratele. Vlad, felicitări pentru cei 4 ani de YouTube, te pupăm, salutare, baftă multă! Yeah. Ah, și sunt foarte excited pentru viitor, de-abia aștept să fac clipuri noi, să ne întoarcem din nou pe YouTube-ul ăsta. Știu că a început școala, de acum eu cu Cristi suntem a 11-a. Apropo, lăsați în comentarii ce clasă ați intrat, dacă sunteți la școală. Ne vei ajuta cu acest outro? Scot foarte multe reacții, subscribe la Cristi.